Pentru ce ați venit azi aici? Pentru întrunirea care se va ține aici, ca și formă de protest legat de individul care și-a bătut joc de emblema Avramea. Ce părere aveți de faptul că a fost mutat aici, tocmai aici? E o provocare, nu știu a cui, nu cred că a UDMR-ului, o provocare a celor care trag sorile în țara. Și cred că nu o să răspund, sunt de 41 de ani în orașul ăsta, n-am avut treabă cu maghiarii sau cu stașii, nici cu țigani. E o provocare. Dar credeți că vor fi probleme așa nu, de față? Nu, românii sunt niște oameni concilianți, cu bun simț, bună creștere și o trăi bine. Și apoi cum credeți că va afecta venirea lui aici? Nu va veni. Nu va veni, dar dacă deja va veni... Deja și-a luat concediu, nu va veni. Și-a luat. N-are ce să caute aici în zona noastră. În zona munților Apuseni sau n-are ce căuta. Pentru că noi suntem la tradiție și la oamenii din zonă. Aici n-are ce căuta. L-a spuzurat papra mea cu... Păcat că nu vine astăzi. Dar ce părere aveți acolo că l-a spuzurat? Dacă românii de aici ar fi spuzurat un emblema maghiară. Maghiară, maghiară. Dacă vine astăzi aici, am pregătit asta să-mi o pune mie pe grumaz. Nu Avrameancu, s-o pune mie, dacă nu o punea domnului. Da, o mi-o pune el mie, o l-o pune lui. I-am întrebat pe băieți, știți care e singurul birou în Abruz care are două embleme? Cei care au fost pe la mine știu, la Țepe și Avrameancu, de 41 de ani, simbolurile sunt pe perete, se poate verifica. Și întrebați și cei de la România Mare, care au zis că sunt de la ei, nu-s decât un simplu român, niciun partid. Thank you.